Dragilor, ce faceți? Am prins o zi cu soare și zic, hai că trebuie să filmez. Am făcut niște poze drăguțe ieri și de aia este fundalul ăsta, fiindcă a rămas fundalul de ieri. Și zic, da, dacă tot am fundalul ăsta instalat cu pozele astea pe aici, zic, hai să și filmez. Și de aia toată prezentarea puțin diferită. Nu știu cât reușiți voi să vedeți pozele din spatele meu pentru că bate lumina, but anyway, dar mă rog, le-am lăsat acolo. M-am povestit despre ele pe Instagram și astăzi vreau să vă vorbesc despre geanta mea, ce am în geanta mea. Da, m-am gândit eu că n-am mai făcut un astfel de clip să tot fie vreo 2-3 ani de când n-am mai făcut un astfel de clip și zic, ia, hai să facem încă un clip de genul ăsta, pentru că știu că era o vreme în care vă plăceau foarte, 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 foarte tare clipurile astea. Acum parcă nu prea le-am mai văzut așa pe internet, bănuiesc că lumea s-a cam săturat, dar da, am zis să mai revenim și cu subiecte din astea mai vechi. Dacă vă place, spuneți-mi. Așa, hai să luăm cu istoricul cum se face de fiecare dată într-un astfel de clip. Papornița. De unde este această papornița și vedeți că este un pic mai mare. Dacă mi-ați văzut vlogul de la, cred că ultimul daily vlog a fost ăla, de la când a fost la plimbare cu Cronicar Digital, aveam geanta asta și de-aia și filmez cu ea, pentru că pe asta am luat-o și de regulă asta este, a devenit geanta mea de iarnă, cumva, fiindcă e neagră, e simplă, e să merge cu absolut orice iarnă. Vara le schimb foarte des, adică le schimb la fiecare outfit, iarna mai puțin gențile. Și merg în general pe chestiile astea negre. Plus că asta este una destul de mare și de încăpătoare. Adică dacă am mai multe de băgat, să nu mă complic, să-mi intre și mânuși, să-mi intre și camera, că de multe ori am și camera cu mine, să-mi intre o grămadă de lucruri. Și de-aia mi-am ales o geantă mai măricuță, așa. E mare, pentru mine este mare, pentru cât sunt eu de mică în comparație cu geanta asta, e mare. Este o geantă din piele ecologică, care piele ecologică știi că nu există, este plastic, de la House Brands. Am văzut că anul ăsta au adus-o și pe vișiniu și mă bate foarte tare gândul să-mi o iau și pe vișiniu, pentru că îmi place. Mi s-a părut puțin cam măricuță, dar îmi place și mă bate gândul să o iau și pe vișiniu, așa de dragul diversității, mai ales că vișiniu este o culoare cu care eu tind să mă îmbrac și care îmi place în sezonul rece. Dar da, are un aspect din asta cumva de geantă de școală, dacă vreți, că v-ați zis că mă simțeam foarte școlăriță când am luat-o, cu cataramele astea care sunt pur estetice. Are o din asta aici care mi se pare foarte practică, să știți, am descoperit în timp că genul ăsta de mânere sunt foarte practice și puteți să o purtați sau pot să o port și pe un stil poștaș, ceea ce eu nu fac niciodată pentru că bups, dar îmi place să o port așa mai jos pe șol cumva. Again, dacă ați văzut vlogul ăla, știți cum o văd. Și hai să purcerem în această geantă în care habar n-am ce Dumnezeu e. V-am zis, este exact cum am fost cu ea la Cronicar Digital. Singurul lucru care lipsește de aici este camera. Ah, și telefon. Evident că și pe ăla l-aveam în geantă, dar ăla țin când în buzunar, când în geantă. Bun. Și o să începem cu primul lucru care îmi sare în ochi și anume o folie din asta de hârtii, că atât am găsit eu, atât am adus capul, să pun măști de rezervă, pentru că, da, suntem în perioada în care e bine să ai măști de rezervă, ori pentru tine, ori pentru altcineva, că nu se știe niciodată când se întâmplă să fie cineva. Și acum, pe cinstite, merg pe ideea de și un om pe stradă, dacă te întreabă, ai vreo mască de rezervă, să scoți, să-i dai una, știți? Adică la modul ăsta. Și sunt din astea de unică folosință și le am pe aici, că nu se știe niciodată când îți trebuie și asta încerc să am tot timpul când plec undeva. Apoi, am șervețele, că iată, așa. Ah, am o cremă de mâini. Uitați unde era crema de mâini, pe care ar trebui să o scot din geantă, pentru că nu prea am folosit-o cât am avut-o în geantă. Este o cremă hidratantă de la Balea. Asta mi-a dat-o Sabina când a venit în București și este super, 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 super bună crema asta, by the way. Ar trebui să o scot din geantă și să mi-o pun pe masă, că nu prea o folosesc și chiar am nevoie de hidratare în perioada asta. Adică chiar mâinile mele suferă
rău de tot, pentru că cineva spală vase fără mânuși. Așa, apoi ce mai avem? În buzunar, asta vă arăt imediat și cum sunt buzunarele aranjate. Am portofelul și dacă mi-ați văzut ultimul clip de genul ăsta, cu... este pe celălalt canal, cu ce am în geanta mea, știți că am renunțat la portofelele mari și cred că a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am făcut ever, pentru că m-am acomodat atât de tare cu portofelele mici și mi-am dat seama că nu am nevoie de lucruri, de chestii mari, să-mi bag toate hârtiile, să-mi bag toate bonurile de casă, să-mi bag toate rețetele, să-mi bag toate prostiile într-un portofel din ăla mare, care să fie practic un imperiu într-un imperiu, adică o geantă într-o geantă, ceva de genul. Și am portofelul ăsta pe care l-am din Sinsay, l-am luat în momentul în care celălalt s-a dezintegrat, săracul, și trebuia să-l schimb. Și este un portofel din ăsta cu tot felul de compartimente, numai bun, am de toate aici. Am 15.000 de carduri și de credit și de bani și de metrou și de sănătate și de fidelitate și de puncte și cartelă de metro. Ia chiar am două cartele de metro. De ce am două cartele de metro? De ce dau tot timpul? Pentru că niciodată nu găsesc cartelele cum, când trebuie. Ia să le pun măcar într-un loc. Da, nu v-am zis, atunci când am fost la Cronicari Digitali, am băgat cartela să intru la metrou, ca să ajung la, că trebuia să ajung la universitate, și a intrat o doamnă pe cartela mea. Da, eu am băgat cartela și a trecut. Because why not? Da, foarte fain. Așa, ce-mi lipsește cu desăvârșirile? Cam întotdeauna sunt banii cash. Nu știu, că la mine nu pot să stea niciodată banii cash. Am o mare problemă cu banii, cam ăștia-s banii cash pe care i-am eu în general la mine. Niciodată nu stau banii cash. Dacă îmi scot să am și eu bani cash la mine, dispar în secunda 2. Dacă zic, lasă că plătesc cu cardul, nu se poate plăti cu cardul. Da, e minunat. Și de chei am atașate și cheile. De chei. De portofel am atașate și cheile, pentru că de asta am făcut combinația asta, că mi-este foarte simplu. De exemplu, când merg aici la mine la magazin, n-are sens să mă car cu tot universul după mine, să-mi iau și portofel, să-mi iau și chei, să-mi iau și pe dracu și pe lacu, și așa că mai bine am, le-am doi într-unul și am scăpat de o problemă. Le iau cu mine și salutare. S-a terminat povestea. Am și un desfăcător de sticle, dacă vreți să știți. Who knows, knows. Așa, și e foarte practic desfăcătorul ăla de sticle. Deci nici nu știți cât de mult muncește ăla. Așa, apoi ce mai am? Ochelarii mei de soare, care bineînțeles nu sunt în chestia lor de protecție și nu sunt înfiorător de jegoși. Așa, i-am aruncat aici pentru că atunci când am fost la Cronicari a plouat. Mă rog, n-a plouat, dar era urât și nu i-am folosit, dar de obicei încerc să iau la mine în caz că, Doamne ferește, am nevoie de ochelari de soare, că acum cum e soare am nevoie, pentru că sunt sensibilă la soare și lacrimează ochii foarte repede. Ce mai am aici? Am un ruj. Rujul de la Miss Sporty. Matte to last 24 hours. Este o culoare din aia foarte neutră pentru mine, foarte ok. Și ce-mi place la rujul ăsta este că, deși nu e super rezistent, nu se întinde când îți pui mască și de-aia îl am prin geantă cam tot timpul. Chiar dacă nu mă dau de acasă cu ruj, îl iau la mine, că în caz că se ivește ocazia să mă dau cu ruj, mă dau cu ăsta super repede și după aceea dacă trebuie să-mi pun masca din nou, nu se întinde. Apropo, spuneți-mi dacă ați vrea un clip cu rujuri care rezistă la transfer și care rezistă când îți pui masca, pentru că asta e un topic care mă interesează foarte tare. Așa, apoi, ce mai avem aici? Ceasul. Asta este un ceas pe care l-am luat tot așa de la House Brands. Cred că l-am comandat tot atunci când am comandat și geanta, nu mai țin minte. L-am luat că mi-a plăcut designul lui, deși a început să se cam ducă brățara, nici nu am să-l mai port, dar mi l-am scos de la mână pentru că am observat că era mai înnegrită de brățara și în al doilea rând am observat că nu mai are baterie. Prin urmare, yeah. Goodbye, my love. Da, foarte drăguț, de altfel ceasul era drăguț la vremea lui. Mai am așa, întotdeauna am la mine fire de păr. De ce nu? Am chestia asta care este un perie și un piaptăn, doi într-unul. Știți că sunt periile alea de păr, ori cu oglindă, ori cu
cu în stilul ăsta și vă recomand întotdeauna să aveți, mai ales ca fete, să aveți și mai ales în perioada rece, să aveți la voi o astfel de ustensilă cât de mică, adică asta e cea mai mică pe care am putut să o găsesc și pot să o strecor în orice geantă cât de mică este, pentru că ne se zbârlește părul și v-am spus că nu arată nimic mai urât pe lumea asta decât să intri într-o clădire și să simtă toată lumea că îi împungi cu firele de păr. Da? Deci e bine să avem câteodată asta la noi, să ne retușăm părul când e cazul, pentru că n-arată tocmai plăcut să vezi părul zbârlit și de la umezeală se zbârlește, oricât ai încercat să dai cu fixativ, să-l aranjezi, știm, toată teoria se umezește și e neplăcut să treci prin faza aia, așa că mai bine să fie ăla decât să nu fie. Apoi, sunt în perioada asta, așa, chiar vorbeam cu cineva, că la Cronicar Digital, mă rog, s-a întâmplat o chestie și una din fete avea nevoie de dezinfectant și nu avea. Și am urmărit-o și nu avea și în secunda 2 am sărit la ea, zic, vină încoace că îți dau eu dezinfectant. Și am ajuns la concluzia că dezinfectantul și măștile în ziua de astăzi sunt ca cum era pe vremuri, știți, era chestia aia că să nu refuzi niciodată o cană de apă unui om. Știți? Cam așa a ajuns acum dezinfectantul și masca. Adică dacă te duci la un om să ceri o mască sau dezinfectant la un străin, n-ar trebui să mai pară ciudat. Și de-aia mi se pare că sunt bine de avut și pentru noi, dar și pentru cei din jurul nostru. Ce mai avem pe aici? Oglindă! Yay! Chiar mă gândeam, zic, cum doamne, iată-mă, mă dau cu ruși dacă nu am oglindă la mine. Asta este o oglindă super veche. Bă, ar trebui să-mi iau și o oglindă, de doamne ajută, ce doamne iată-mă, stau cu asta ruptă. Așa, e julită toată săraca pentru că am avut-o în toate gențile posibile. Este o oglindă de la Giordani Gold pe care am luat-o pe vremea când eram eu, cum îi zice, mă? Reprezentant la Oriflame, așa pe vremea aia am luat-o și a rămas cu mine, că a fost rezistentă, săraca, doar că s-a julit și arată destul de urâțel, ar trebui să-mi cumpăr o oglindă mai de, doamne ajută că e prea urâtă, dar chiar mă gândeam cum Dumnezeu mă dau cu ruși dacă nu am oglindă, da, știu, există opțiunea să te duci la baie, dar eu nu văd în oglinzile de la băi de obicei, că sunt prea departe de mine și atunci, da, și mai am tot așa un anticearcăn din ăsta de la Maybelline, de Eraser, pentru că asta este una din nuanțele pe care le folosesc pentru acoperit monștri, că dacă cineva mănâncă brânză, se trezește cu monștri sau, mă rog, am avut niște erupții de coșuri în perioada asta și cum tot dau masca jos, e nevoie să reaplic anticearcăn, mă rog, ăsta, concealerul. Așa, mai am prostia asta de la, pe care am luat-o din Kik, vă povesteam și în daily vlog. Este o chestie din aia de ți încălzește mâinile, are o sare, ceva în interior, pe care poți să o încălzești, se lichefiază și rămâne caldă și ți încălzește mâinile. Acum, am o întrebare la voi, cele care aveți așa ceva și care v-ați mai întâlnit cu așa ceva. Știți că are un clips aici pe care îl trosnești. Prima dată când am folosit chestia asta, am spart clipsul ăla, adică am spognit clipsul ăla și s-a încălzit. După aceea a trebuit să încălzesc asta, să topesc sarea, dar când s-a răcit, mi s-a întărit la loc sarea. Ce să fac să nu se mai întărească? Unde greșesc? Am senzația că greșesc eu undeva. Așa. Și pe ea scrie Stay Warm. Sunt foarte bune prostiile astea, nu știu de ce nu mi-am cumpărat mai multe, dar trebuie să găsesc skepsisul. Cum să fac atunci când topesc sarea? Să nu se întărească la rolul ochii imediat cum se răcește și să se întărească când apăs pe clips. Vreau să știu, dacă știți, vă rog, help me, că sunt bune. Sunt chiar foarte bune, dacă vă îngheață mâinile, cum îngheață și mie mâinile, așa. Mai am aici, ce mai am? Mai avem o rețetă, una recetación pe care că am trebuit să mă duc să o iau. De, n-am apucat. Și ce mai avem? Mai am un buzunar aici în față, ăsta, care are un buzunar aici. Aici de regulă îmi pun telefonul sau arunc ceva dacă trebuie să arunc ceva rapid. Are, în interior, are un buzunar cu fermoar, nu știu cât de bine se vede, adică așa. Și mai are două buzunărele unde țineam eu dezinfectantul și astea măștile ca să pot să le văd rapid dacă am nevoie de. Și în buzunărelul ăsta ce am? Am o mască pe care cred că ar trebui să o spăl. Așa că am folosit-o. Am niște gumă, mai am gumă de asta, pachetele din alea individuale de gumă, pentru că alea spune, așa, nu prea sunt eu mare fan gumă, dar e bine să ai la tine din când în când câte o gumă și mai am o carte de vizită de la, e al lui Alex, cel care ne-a fost ghid la
Cronica Digital, v-am zis. Am rămas cu toate lucrurile de acolo, de la așa, pe care s-o păstrez, că a fost foarte simpatic și v-am zis că vreau să mă duc și la Muzeul Ororilor Comunismului. Și cam asta e tot ce se află în geanta mea. Cum ziceam și în celălalt clip, în ultimul clip pe care l-am făcut de genul ăsta, nu mai car după mine agende, chestii extra, mi se pare obositor, mi se pare inutil. Mi-am dat seama că pentru mine și nevoile mele din momentul de față nu are sens să mai car tone de lucruri, șervețele de nu știu care, de câte tipuri, să mai car nu știu ce chestii, preventiv că lasă că, pixuri și alte prostii, că nu am nevoie de ele. Am observat că le car degeaba și n-are sens, adică mai bine încarc camera, încărcător pentru, sau carduri pentru cameră și chestii de genul ăsta care știu că îmi vor folosi, decât să încar chestii inutile, gen agende și alte chestii care sunt total inutile pentru mine. Bun, cam asta a fost clipul de astăzi, unul scurticel așa, dar hope you enjoy it. Dați un like și un share dacă v-a plăcut, dacă vreți să mai vină astfel de clipuri. Nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și dați o fugă și pe la mine pe Instagram sau pe Facebook, după caz, ca să vedeți ce postez acolo în fiecare zi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!